În 24 de ore au fost înregistrate 18863 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 273 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. În intervalul 18-19 octombrie 2021 au fost raportate de către INSP 574 decese, 294 bărbați și 280 femei în unitățile sanitare de profil numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 19.730. Dintre acestea, 1.805 sunt internate la ATI. În totalul pacienților internați, 486 sunt minori, 450 fiind internați în secții și 36 la ATI. Acesta este bilanțul la care România a ajuns, în timp ce în primul an de pandemie autoritățile au închis românii în case și au impus măsuri drastice, acum în fața unui val 4 agresiv, România este prinsă pe picior greșit, nu s-au creat locuri mai multe în spitale, nu a fost gândită o strategie, nu s-au luat măsuri. În fața dezastrului, în al 12-lea ceas, președintele Claus Iohannis convoacă o ședință cu toți responsabilii guvernamentali implicați în gestionarea pandemiei de COVID-19 pentru instituirea unor măsuri clare, restrictive. 18.863 nu este un simplu număr, sunt 18.863 de inimi de români care de astăzi bat cu teamă de necunoscut, cu teama că sunt bolnavi de COVID-19, fiecare dintre ei cu familii și oameni dragi care poate au luat și ei la rândul lor boala. 574. Nu este un simplu număr. Sunt 574 de inimi de români care au încetat să mai bată fiindcă au pierdut lupta cu acest virus ucigaș. Pregătirea acestui val, pe fondul unei campanii de vaccinare care s-a mișcat mult prea lent, a fost deficitară. Cauzele sunt multiple. Dar și dacă vedem cine și ce a greșit. Acum Ceea ce mai contează este să reușim să depășim această mare cumpănă. Am decis să convoc mâine o ședință cu toți responsabilii guvernamentali implicați în gestionarea pandemiei pentru instituirea unor măsuri clare, restrictive, singurele care mai pot diminua în acest moment răspândirea infectărilor.